Că tot au trecut acum sărbătorile de iarnă, în care sora prostituată Sfântă Fecioară are un rol important, m-am gândit să o aducem și pe ea în lumina reflectoarelor, o femeie misterioasă, dar puternică, văzută drept erou biblic. Aceasta este povestea Mariei Magdalena, așa cum a fost scrisă de-a lungul timpului, începutul plin de greșeli, iar finalul plin de mister. De-a lungul secolelor, Maria Magdalena a fost venerată ca sfântă în diferite tradiții creștine, iar povestea ei a fost împodobită cu legende și folclor. Unele tradiții o asociază cu figura biblică a Mariei din Betania, care a uns picioarele lui Isus cu parfum scump, în timp ce altele sugerează că ar fi fost o prostituată care s-a căit și a devenit discipol al lui Isus. Iar aceasta, în ziua de azi, este sărbătorită la data de 22 iulie în calendarul romano-catolic și ortodox, anglican și evanghelic. Maria Magdalena sau Maria din Magdala este o figură biblică menționată în Noul Testament, în special în Evangheliile Sinoptice, Matei, Marcu și Luca, și în Evanghelia după Ioan. Evangheliștii o menționează ca discipul al lui Isus Hristos și martor al învierii. Numele Magdalena se crede că provine de la orașul Magdala, situat pe malul vestic al Mării Galilei, în Israelul Antic. Totuși, nu există informații specifice despre originea sau familia ei. Despre viața și acțiunile ei există informații puține. Deși ocupă un loc semnificativ în tradiția creștină și este subiectul multor interpretări și reprezentări artistice. Conform Evangheliilor, Maria Magdalena a fost prezentă la crucificarea lui Isus și una dintre puținii și primii martori ai învierii acestuia. Este adesea înfățișată ca un adept devotat și susținător al lui Isus, în timp ce unele relatări o descriu ca o păcătoasă care i s-a acordat răscumpărare prin credința sa. În artă și literatură, Maria din Magdala este la fel, o păcătoasă căită sau care a ajuns discipol devotată, reprezentată cu păr lung, ondulat, în genunchi, în rugăciune sau ținând un vas de unguent, simbolizând rolul său în ungerea lui Isus. Conform Evangheliei după Luca, în capitolul 8:2, Maria Magdalena este prima femeie vindecată de Isus din Nazaret, pe care mai târziu îl și urmează. Conform altor pasaje biblice, se spune că a stat lângă crucea lui Isus în Marcu 15:40-41, că a fost prezentă la mormântul lui, Marcu 15:47, iar că în dimineața Paștilor s-a dus la mormânt împreună cu alte femei, Marcu 16:1-8, și când Domnul înviat îi se arată prima dată ei, îi dă sarcina de a duce vestea învierii și ucenicilor. Marcu 16:9, Ioan 20:14-8. Unele dintre cele mai cunoscute povești despre Maria Magdalena este și aceasta a descoperirii mormântului gol în dimineața învierii. Conform Evangheliei după Ioan, ea vine la mormânt și descoperă că piatra este răsturnată și mormântul gol. Apoi are întâlnirea cu Isus despre care vă vorbeam, care o trimite să anunțe discipolii despre eveniment. Tot în Noul Testament avem în Marcu 16:9 o altă menționare a aceluiași eveniment. Tot în prima zi a învierii, Domnul s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 demoni. Ea stătea afară lângă mormântul gol, plângând, și plecându-se spre mormânt a văzut 2 îngeri în veșminte albe, unde fusese trupul lui Isus. Îngerii au întrebat-o: "Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți?" Ea a răspuns că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Întorcându-se înapoi, îl vede pe Isus. Crezând că este grădinarul, o glumă care merge foarte bine pentru o audiență vorbitoare de limbă spaniolă, exclamă în evreiește: "Rabuni", adică învățătorule. Apoi Isus a trimis-o să propovăduiască Evanghelia, iar Maria Magdalena a mers și a vestit ucenicilor că l-a văzut pe Domnul Isus. Ioan 20:11-18. Această întâlnire este un moment central în relatarea învierii lui Isus și este unul dintre evenimentele care contribuie la consolidarea credinței creștine în învierea lui Isus. Pasajul sublinează rolul important pe care Maria Magdalena îl are în mărturisirea și răspândirea despre vestea învierii, arătând astfel că este una dintre primele, dacă nu prima, misionară a creștinilor. Iar conform Evangheliilor canonice, Maria Magdalena îndeplinește toate criteriile pentru a fi considerată și apostol. A fost alături de Isus în timpul misiunii sale, a fost martora morții și învierii sale și a învățat pe alții despre Evanghelie. Dr. Tal Ilan, o istorică născută în Israel, specializată în istoria femeilor din iudaism, consideră că Maria Magdalena este fondatoarea creștinismului, fiind prima persoană care susține că există Isusul înviat. Bart Ehrman, un cercetător american al Noului Testament și critic textolog al creștinismului timpuriu, este de acord, afirmând că ea a fost primul apostol și menționând printre altele titlul medieval atribuit ei, Apostola Apostolorum. Și deși Biserica Catolică o recunoaște ca Sfânta Maria Magdalena și Apostol pentru Apostoli, pentru că a fost printre primele persoane care au vestit apostolilor despre învierea lui Isus, titlul de apostol nu a fost atribuit în mod direct în Biblie și nu este menționat ca atare. Redactarea Bibliei s-a încheiat la sfârșitul secolului I al erei noastre, iar aproximativ 6 secole mai târziu, liderii bisericești de decid să acorde Mariei un statut mai înalt. În unele scrieri din secolul 2-3, care nu fac parte din canonul biblic, unii apostoli al lui Isus sunt descriși ca fiind invidioși pe Maria, însă despre aceste relatări se crede că sunt inventate, nu au fundamente în textele biblice, fake news. Încercau să facă și ei un ban pe ceva care era în trending. În texte gnostice, cum ar fi Evanghelia Mariei, Maria Magdalena este înfățișată ca o tovarășă apropiată a lui Isus și este portretizată ca învățătoare și lider pentru discipoli. Aceste texte oferă o perspectivă diferită asupra Mariei Magdalena în comparație cu Evangheliile canonice. De-a lungul istoriei, figura Mariei Magdalena a fost asociată cu diverse legende și tradiții, unele dintre ele, din nou, pe trending, sugerând o relație mai apropiată între Maria Magdalena și Isus decât cea prezentată în Evanghelii, inclusiv ideea unei posibile căsătorii, asta în ciuda faptului că identificarea Mariei Magdalena cu femeia păcătoasă care a spălat picioarele lui Isus, plus ideea că ar fi fost prostituată, sunt teorii popularizate în artă și literatură, mituri perpetuate de slujbașii bisericești cu scopul limitării femeilor în cadrul bisericii. Ciudă. Conform Evangheliei după Ioan, Maria Magdalena a fost confundată cu femeia păcătoasă care a spălat picioarele lui Isus, iar aceasta a fost confundată cu Maria, sora Martei. Un pic de confuzie, dar adevărul era acolo. Și mai mult noroi în apă aruncă romanul Codului Da Vinci, scris de Dan Brown. Aici, personajul Maria Magdalena este asociat cu ideea unei linii de sânge secrete și a unei relații romantice cu Isus. O teorie populară, dar istoric amețită. Nu stă în picioare. Portretizarea Mariei Magdalena contribuie la asocierea răspândită a ei cu imaginea unei prostituate căite, reprezentată de diverse opere artistice și reprezentări culturale. Mergem la Divina Comedia lui Dante Alighieri, unde Maria Magdalena este prezentată ca un simbol al căinței. Este asociată cu tema răscumpărării. În plus, diverse piese de mister medieval și texte religioase contribuie la portretizarea Mariei ca o păcătoasă, reformată și o figură căită. În artă este înfățișată ca o femeie ușoară căită în diverse picturi, sculpturi și reprezentări artistice. Poate cel mai remarcabil exemplu este pictura Maria Magdalena cu flacăra fumegândă de Georges de La Tour, care o prezintă pe Maria Magdalena ca fiind pătimitoare într-un decor întunecat și contemplativ. Această imagine, ca păcătoasă căită, este un motiv frecvent în arta creștină și joacă un rol semnificativ din punct de vedere cultural când vine vorba de percepția Mariei Magdalena ca o prostituată. În ciuda lipsei de dovezi biblice în această direcție și prezența opusului, Papa Grigore I cel Mare preia aceste speculații și într-o predică din secolul al VI-lea afirmă că Maria Magdalena era posedată de 7 demoni și că era o păcătoasă care s-a căit mai târziu, deși Biblia nu susține interpretarea și există dovezi că i s-a atribuit greșit identitatea. Iar de la Grigorie cel Mare mai departe, în tradiția occidentală, se presupune că Maria Magdalena este aceeași persoană care a spălat picioarele lui Isus și este aceeași soră a Martei și a lui Lazăr, care stătea la povești în loc să o ajute pe soră sa. Totuși, Biblia indică faptul că aceste Marii veneau din orașe diferite. Doar în 1969, Biserica Catolică retrage zvonul conform căruia Maria Magdalena ar fi fost o prostituată. Biserica Ortodoxă stă mai bine. Ea nu a identificat-o vreodată pe Maria Magdalena ca fiind Maria din Betania sau femeia păcătoasă din Luca 7, 36-50, susținând întotdeauna Biserica Ortodoxă că Maria Magdalena a fost o femeie virtuoasă toată viața ei, chiar și înainte de convertire. În tradiția ortodoxă a fost întotdeauna onorată ca purtătoarea de mir și egală cu apostolii. Trecând mai departe, acum despre mitul din Dan Brown al soției lui Isus. De-a lungul istoriei au existat speculații și teorii care sugerează o relație mai apropiată între Maria Magdalena și Isus decât cea prezentată în Evanghelii, unele mergând atât de departe încât să discute o posibilă căsătorie, dar n-au sprijin în textele biblice. În special, Evangheliile canonice nu oferă dovezi clare sau susține pentru vreo relație romantică sau căsătorie între Isus și oricine. Aceste speculații bazându-se pe interpretări sau legende ulterioare. În tradiția creștină, Isus este prezentat ca un învățător și salvator spiritual, iar relatarea din Evanghelii se concentrează pe învățăturile sale, minuni, moartea, învierea. Acela era scopul său pe pământ, nu căsătoria. Multe speculații și viziune cu privire la femei sunt conturate de societatea care exista în acea vreme. În perioada în care a trăit Maria Magdalena, în jurul secolului I după Hristos, rolul femeii în societate era puternic influențat de contextul cultural, religios și social al vremii. În general, societatea acelei epoci era patriarhală. Femeile se confruntau cu multe restricții, multe norme sociale. Rolul femeii era adesea definit foarte clar în raport cu membrii bărbați ai familiei. Dacă ne gândim o secundă la momentul în care Isus este pe cruce și îi spune lui Ioan Ioan că Maria va fi de acum înainte mama lui, sau îi spune Mariei că Ioan va fi fiul ei mai departe, este de fapt un transfer al responsabilității. Aveai nevoie de un bărbat, fie fiu, fie soț, ca să te îngrijească, dacă nu erai pe străzi, pentru că nu aveai proprietate, nu aveai nimic. În momentul acela, Iisus o dă pe mama lui înspre adopție ca să rezolve problema socială. Femeile atunci erau adesea asociate cu rolurile tradiționale din gospodărie și îngrijirea copiilor. Era considerată o unitate fundamentală familia, unde femeile aveau responsabilități în gestionarea caselor și în asigurarea bunăstării familiale. În iudaismul acelei vreme, femeia avea rol specific în ritualul religios, dar la biserică, dacă e să luăm așa, la templu, participarea activă era limitată comparativ cu bărbații. Exista o segregare clară între sexe, femeile aveau adesea restricții în ceea ce privește educația și accesul la poziții de putere sau conducere în societate, în timp ce de la ele se aștepta ca să educe copiii de acasă, fie băieți sau fete. Se confruntau cu o serie de norme care limitau implicarea în afaceri publice sau politice și avem exemplu clasic de unde Pavel îi spune unei femei să tacă în biserică, de unde s-a dus mai departe mitul tăcerii femeilor. În realitate, era foarte multă gălăgie și pentru că este unei femei să tacă la fel ca oricărui alt bărbat din preajmă, încurajându-i pe toți ca discuțiile să aibă loc după ce șterne el cuvântarea, bine mersi, liniștiți. În mod tradițional, predica ascultată de Pavel ar fi fost discutată pe drum spre casă, dar oamenii erau mai puțin răbdători, inclusiv femeile trăiau în contextul în care puteau să vorbească liniștite în acea biserică, de exemplu. Dar de ce nu există această explicație și de ce femeilor li se spune să tacă? Pentru că suntem și noi societate patriarhală și dacă există un precedent în care dita mai apostole ai unei femei să tacă, apoi tu să fii liniștit, să fii sigur că toate femeile vor trebui să tacă de atunci mai departe. Exemplele pot să meargă mai departe când vine vorba de misoginismul societății și pot să vezi aplicate din primele pagini ale Bibliei, unde în traducerile cele mai comune se vorbește despre o femeie luată din coasta bărbatului, făcută să-i fie un ajutor. În realitate, traducerea spune că femeia este luată ca jumătatea bărbatului, dar coasta este pe la jumătatea corpului și s-a oferit ocazia traducătorului de a spune din coastă, o bucățică mică, nu din jumătate, nu jumate, misoginismul. Iar cuvântul ajutor putea să fie tradus ajutor sau putea să fie tradus salvator, dar e mai bine să o faci slugă decât mântuitor, așa că așa s-a ales traducerea. Realitatea societății de atunci era că femeile erau mult mai active spiritual decât am fost lăsați să credem. Maria Magdalena apare ca prezentă la crucificare, prezentă la mormântarea lui Isus, prezentă la învierea acestuia. Toate sunt aspecte care indică un rol activ, mult sau mai activ decât cel considerat tradițional atribuit femeilor din acea vreme. Acum, interpretările exacte ale rolului Mariei Magdalena variază, iar istoricii și teologii au mai multe perspective asupra importanței și influenței ei. Dar mitificarea ca o prostituată are scopul de a minimiza importanța femeilor de la începutul creștinismului. Se poate vorbi, cum am făcut-o, despre misoginism, despre teama teologilor de odinioară de a permite femeilor accesul la putere, chiar și dacă era spirituală, nu cumva să le recunoști meritele. În acea vreme, cea mai simplă modalitate de a discredita o femeie era să o cataloghezi drept ușoară. Avem exemplu celor doi care au părea curviți și au fost aruncați în fața lui Isus, doar că n-au fost aruncați amândoi, a fost aruncată doar ea de către membrii bisericii de la acea dată și a fost întrebat Isus: ce faci cu ea? În momentul în care el a scris pe nisip păcatele fiecăruia și oamenii au aruncat pietre din mâini, pietre pe care le-au dus ca să ucidă o femeie. Întrebarea este: unde-i bărbatul? Că au fost doi, e păcat pentru ambele persoane să curvească, nu doar pentru femeie. Iar impactul direct pe care l-a avut Maria Magdalena în societatea vremii este din nefericire greu de cuantificat, dar prezența și rolul ei în evenimentele asociate cu Isus Hristos contribuie la influența și semnificația pe care o are istoria creștinismului. Iconografia și interpretările ulterioare ale Mariei Magdalena modelează de asemenea înțelegerea ei în cultura și spiritualitatea occidentală, iar mărturia ei directă și implicarea activă în vestirea învierii au fost subliniate ca aspecte semnificative ale rolului său în istoria creștinismului timpuriu. Isus de mai multe ori a fost strâns cu ușa și a fost pus în poziții în care trebuia să facă, așa cum am zis mai devreme, o alegere părtinitoare împotriva femeilor. Faptul că a ales să se arate pentru prima dată unei femei este poate ultimul lucru pe care l-a făcut când vine vorba de schimbarea paradigmei sociale în timpul vieții sale. Astfel, creștinismul simbolic, reabilitând statutul femeii. Prin Sfânta Fecioară Maria avem primul pas, ea îl naște pe Isus, Mântuitorul, prin înlocuirea vechii Eve, acuzată de intrarea păcatului în lume, cu noua Eva, care aduce vestea învierii prin intermediul Mariei Magdalena. Moartea, generată de păcatul numit strămoșesc, este învinsă de puterea învierii, vestită pentru prima dată de o femeie. Maria Magdalena mai departe participă la înălțarea Domnului pe muntele măslinilor, la ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt coboară sub forma limbilor de foc peste cei prezenți, iar tradiția confirmă că Maria Magdalena își continuă misiunea apostolească, propovăduind învățăturile creștine, fiind o misionară în țări cum ar fi Egipt, Fenicia, Siria, Galia și Roma, poate chiar trecând și pe meleagurile noastre. Pentru următoarele secole, unul dintre cele mai discutate aspecte a fost acela al statutului Mariei Magdalena. Ar trebui considerată doar o discipolă sau este ea un apostol și primul creștin? În perioada medievală, Maria Magdalena este frecvent asociată cu păcatul și căința. Ideea conform căruia ea ar fi fost o prostituată este popularizată în parte de predicile unor figuri influente, cum am zis mai devreme, dar și Părintele Bisericii Augustin. În ciuda statutului său de teolog, nu a venit cu această concluzie pe o bază corectă, fiind doar o confuzie de nume. În contrast, în perioada Renașterii, artiștii încep să o reprezinte în mod diferit, uneori subliniind calitățile spirituale și influența asupra comunității creștine primare. Unele perspective sunt influențate și de texte gnostice, cum ar fi Evanghelia după Maria. În aceste texte, Maria Magdalena este prezentată într-un rol de lider spiritual care posedă cunoștințe secrete transmise de Isus. Aceste interpretări influențează modul în care unii cercetători văd rolul ei în istoria creștinismului. Din secolul al XX-lea, cum am zis mai devreme, există eforturi de reabilitare a imaginii Mariei, recunoscându-i se un rol mai important în rândul discipolilor. Multe persoane respingând asocierea ei cu prostituția și subliniind contribuțiile ei spirituale și importanța în evenimentele legate de Isus. Concluzia pe care cei mai mulți o trag este aceea că Isus a vrut să demonstreze egalitatea dintre femei și bărbați. Așa cum ai zis mai devreme, înfățișându-se ei pentru prima dată, din nefericire Biblia nu explică punctual această alegere. Există dovezi care indică faptul că Maria Magdalena era o femeie bogată și influentă. Se menționează în Evanghelii că a uns picioarele lui Isus cu parfum scump și că a susținut financiar misiunea lui, ceea ce sugerează că era o femeie avută și dispusă de a-și folosi bogăția pentru a sprijini cauza creștină. În Evanghelia după Ioan, la 20:17, Iisus îi transmite Mariei Magdalena următoarele cuvinte: nu mă atinge, căci încă nu m-am suit la Tatăl, dar du-te la frații mei și spune-le: mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Afirmația lui Iisus, care poate fi interpretată în mai multe moduri. Una din interpretări este aceea că Iisus nu dorea să sublinieze faptul că este doar un singur om revenit la viață, ci Fiul lui Dumnezeu, înviat într-un trup glorificat. De-a lungul vieții și misiunii sale, Iisus a fost timid când vine vorba de declararea propriei sale dumnezeiri, alegând metafore și arătând înspre dovezi fără de a o spune direct. Contactul fizic, mai departe, nu era necesar pentru a confirma identitatea sau prezența lui, în schimb, el a îndemnat la credință și la vestirea minunii învierii celorlalți ucenici. Doar pe Toma l-a încurajat să-l atingă pentru a vedea că este adevărat, Toma necredinciosul. O altă interpretare sugerează că Iisus a vrut să arate că relația Mariei Magdalena cu el se va schimba după ce se va sui la Tatăl. Legătura lor nu va mai fi vizibilă și tangibilă, ci spirituală și sacramentală. El își va asuma un rol mai amplu, devenind nu doar rabunii, învățătorul, ci și Domnul Dumnezeul ei, precum și al tuturor celor care cred în el, transcendând prezența fizică pe pământ, înălțându-se la ceruri. O altă interpretare ar fi că Iisus a dorit să-i transmită Mariei Magdalena faptul că încă nu și-a terminat misiunea pe pământ, mai are lucruri de îndeplinit, având nevoie să se arate altor martori ai învierii, să ofere Duhul Sfânt și să dea porunca de a face ucenici în toate neamurile. În acest context, îndemnul de a nu-l atinge putea reflecta necesitatea ca Maria să lase să-și continue lucrarea fără a fi reținut de atașament emoțional. În cele din urmă, ultima interpretare spune că afirmația lui Isus subliniază ideea că oamenii nu pot atinge direct divinitatea, așa cum este menționat și în Vechiul Testament, în Exodul 33:20, când Dumnezeu îi spune lui Moise: nu poți să vezi fața mea, căci nimeni nu poate să mă vadă și să trăiască. Această idee se referă la caracterul transcendent și sfânt al divinității, care depășește capacitatea omului de a percepe în întreaga sa glorie și sfințenie. În final, există o tradiție care relatează că Maria Magdalena, presupusul său frate Lazăr și Maximim, unul dintre cei 72 de discipoli, însoțiți de alți însoțitori, călătoresc cu o barcă pe Marea Mediterană, fugind de persecuțiile din Palestina. Ei debarcă în Franța, într-un loc numit Sainte-Marie de la Mer, aproape de Arles. Mai târziu se crede că Maria Magdalena a mers spre Marsilia, unde a început să evangelizeze regiunea Provence, pentru a se retrage mai târziu în peștera La Saint-Bombe, pe lângă Marsilia. Acolo și-a dedicat viața penitenței pentru următorii 30 de ani. Conform acestei tradiții, în momentul morții sale, ar fi fost transportată de îngeri în Aix-en-Provence, în sanatoriul San Maximim, unde i s-a oferit maslul. Tema penitenței ei îndelungate este o sursă de inspirație pentru mulți pictori, cum ar fi Tizian, Annibale Caracci, Anton Raphael Menz, Artemisia Gentileschi, Leschi, Caravaggio, El Greco, Francesco Furini, Reni, Bruckner, Rainer, Pompeo Batoni și alții. Unele picturi sunt erotice, cum ar fi tabloul lui Gian Lorenzo Bernini, Extazul Sfintei Tereza. În concluzie, figura Mariei Magdalena rămâne una dintre cele mai fascinante și enigmatice din istoria creștinismului, de la presupusa identitate de păcătoasă, penitentă, până la rolul său de apostol al apostolilor. Istoria și tradiția s-au împletit într-un mozaic complex și fie că o vedem lumina crucii și martora învierii lui Isus sau retragerea mistică în peștera La Saint-Bombe din Franța, Maria Magdalena rămâne o sursă inepuizabilă de reflexie și interpretare. Are un impact puternic asupra creștinismului, o influență pe care o exercită asupra creștinilor până în ziua de astăzi, unde se dezbate și explorează cine a fost Maria Magdalena. Complexă, diversă, cu mai multe dimensiuni spirituale și culturale.